concert care a avut loc în octombrie 2013, care a participat 200 de mii de oameni. So, actually, the fight is not in a big point. We had 1,500 people during this 10 days in Skopje's festival last August. 1,500. For us it's not. Deci, momentan, lupta pentru Skopje nu e, din păcate, la cel mai înalt nivel. La tabăra asta au fost în total 1,500 de oameni, ceea ce pentru ei e foarte puțin. But it was a political act of resistance. Because already free camping is forbidden in Greece. Oh, okay. So being there is a resistance. We was in the same forest. Okay, deci, până la urmă, nu acordat de importanță să reziste, ci însăși camparea în pădure este ilegală în Grecia și, practic, să faci tabăra acolo, a însemnat în sine un act de rezistență. So now I will tell you the message of our worksheet, who have to do with the demand of the people who work for the company. Tell, look, I have no alternative, I need money to feed my family. We have to be able to respond to this. Da, eu acum vă să vă prezinte și alternativa la care au ajuns, soluția la care au ajuns, confruntați cu întrebarea ca și la Bungești și peste tot în țară. De atunci se pune întrebarea cum ne hrănim noi familia, de către cei din comunitate care vor să lucreze pentru companie. So, our alternative proposition comes from this forum of Skopje's is self-management, all this structure I tell you before, and the growth. Da, răspunsul care a ieșit din seminariile de la tabăra de a fost auto-management, we want the opposite, and the growth doesn't mean return to the age of stone.